Pentru că am uitat să dau start record din ce am vorbit singură, o să discut pe acest clip cu toate informațiile deja mâzgălite. O să discutăm despre reacțiile aminoacizilor, anume ionizarea, condensarea și acilarea. Aici avem structura unui aminoacid și am zis în felul următor. Având în vedere că gruparea aceasta carboxil este o grupare acidă, iar gruparea amino este o grupare bazică, hidrogenul din gruparea carboxil poate să fie cedat grupării amino, atașându-se de perechea aceasta de electroni liberi și obținem următoarea structură pe care o vedeți aici în dreapta, în care avem o sarcină negativă la ionul adică se formează uh, Ionul carboxilat. Avem o sarcină negativă aici, unde aveam acidul carboxil, iar aici avem la azot o sarcină pozitivă, s-a format ionul amoniu. Având în vedere că avem și sarcină negativă și sarcină pozitivă, compusul acesta poartă denumirea de amfion. Și dacă reacționăm cu o bază, ce se va întâmpla? Păi un proton din uh, gruparea aceasta uh, amoniu va fi cedat bazei, pentru că deja aici vorbim de un acid foarte tare, azotul nu este electronegativ, uh, pardon, azotului nu îi place să fie cu uh, sarcină pozitivă și vrea să scape de un proton de aici și îl cedează acestei baze și ajungem în cu următoarea structură, în care avem doar sarcină negativă. Deci, am scris aici că, în soluții bazice, aminoacidul nostru uh, va avea această grupare de ion carboxilat. Va avea doar sarcină negativă. Dacă tratăm un acid cu un acid, acidul acesta va dona un proton acestui ion carboxilat și vom reface gruparea carboxil. Deci, în soluție acide avem sarcină pozitivă. Aminoacidul nostru se prezintă cu o grupare amoniu. Ce înseamnă soluție tampon? Soluție tampon înseamnă că dacă introduc o bază sau un acid în cantități mici în soluția mea de aminoacid, pH-ul rămâne aproximativ în același valori. De ce? Pe am văzut că bazele și acizii sunt neutralizate de către aminoacizi. Bun, acum vorbim despre a doua reacție, reacția de condensare. Asta înseamnă pur și simplu reacția de legare a două grupări de aminoacid, fie de același tip, fie de tipuri diferite între ele, prin eliminarea unei molecule de apă. pardon, Condensarea poate merge mai departe către policondensare și astfel, dintr-o singură condensare a doi aminoacizi prin eliminare de apă, obținem o structură de tipul acesta, care se cheamă dipeptidă. Dacă continuăm, o să ajungem la polipeptide, și cu cât creștem numărul de grupări de aminoacid care se leagă, o să crească și molecula, și la nivel de peste 50 de molecule de aminoacid până pe la vreo 10.000 avem macromoleculele care se cheamă proteine. Cum s-a format legătura asta? De aici, de la carbonul care avea gruparea carboxil, această grupare hidroxil împreună cu un hidrogen de la atomul de azot a plecat formând apă și am rămas cu legătura asta între carbon și azot care se cheamă legătură amidică sau peptidică. Și aici am desenat eu o, sau un rest de amidă. Dacă nu vă mai aduceți aminte de ele de la lecția despre derivații acizilor carboxilici. Aceasta este o amidă. Sau, cum avem aici, o amidă substituită, în care în loc de al doilea hidrogen avem ceva rest organic. Și atenție, că legătura aceasta nu este între oxigenul de aici și azot, este legătura carbon-azot. După cum vedeți, am desenat eu aici în detaliu ca să vedeți exact care legături vor fi. Legătura aceasta, ăstea verzi, vor rămâne carbon, legătura asta și azotul de aici vor forma legătura amilică. Am scris aici despre peptide care pot fi simple sau mixe și am dat cât un exemplu din fiecare. Dacă am luat aici glicină cu glicină, o dipeptidă simplă, adică formată din același rest de aminoacid, se cheamă glicil-glicină, din stânga sau cele care o să fie de la stânga la dreapta o să aibă sufixul il și ultima va fi denumirea ei completă. Începem de la stânga cu carbonul care are, aici lipsește un 2, văd, carbonul care are gruparea amino intactă, care se cheamă carbon N terminal. Este cel pe care îl vă pune în partea stângă, iar carbonul din partea dreaptă va fi cel care va avea gruparea carboxil intactă, va fi carbonul C terminal și aici am dat un exemplu alanină cu glicină de dipeptidă mixtă și există două moduri, în care, două moduri în care putem lega această cum se cheamă peptidă odată dacă reacționează gruparea carboxil de la alanină cu gruparea amino de la glicină. Vom avea în partea din stânga alanina, adică gruparea care are grupare, care are carbon N terminal NH2 intact și glicina în capătul din dreapta. Va fi alanil glicină. Dacă reacția este între gruparea carboxil de la glicină și gruparea amino de la alanină, Înseamnă că în partea din stânga o să începem cu glicina, care este cea care are gruparea NH2 intactă, și în partea din dreapta o să avem alanina, care va fi gruparea cu carbon C terminal. Adică aceasta va fi glicil alanină. Vedeți că sunt două reacții diferite, pentru că avem două grupări diferite care reacționează, reacționează și obținem peptide diferite. Cea de-a treia reacție este reacția de acilare, să o găsesc pe unde am scris, o iau aici, între un aminoacid și o clorură acidă. Ce se întâmplă aici? Un proton de la gruparea amino va pleca cu un clor și vor forma acid clorhidric. Și noi avem această acest uh, compus rămas, care este un N-acil derivat, cerul are această reacție, are rolul de a anula uh, caracterul bazic al grupării amino. De ce? Mă rog, și dacă se anulează caracterul bazic al grupării amino, înseamnă că creștem tăria acidului. Și aminoacidul acesta va, veni la, va deveni la fel de tare ca și un acid carboxilic simplu, fără grupare amino. De ce scade caracterul bazic? Păi am desenat aici doar legătura asta de aici, între ce ne-a rămas de la acidă, gruparea asta în carbonil care se reagă de atomul de azot, și având în vedere că oxigenul este electronegativ perechea asta de electroni va migra către oxigen și atunci electronii ăștia de la azot vor merge către carbon, formând o legătură dublă și asta este o structură limită. Deci vedeți că Oxigenul fiind electronegativ pozitivează un pic azotul, trage densitatea electronică spre el, și atunci azotul, bineînțeles că o să fie mai puțin dornic să își cedeze electronii și să reacționeze cu funcția sa de bază. Cam atât pentru astăzi, data viitoare vom discuta despre proteine și structura lor.